Eu aș să vă amintesc un verset din predica de pe Munte, din Matei 5, unde se vorbește despre mandatul pe care îl avem de a fi sare și lumină. Și versetul pe care vreau să vi-l citesc spune așa: Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-l slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Este suficient să avem credință în Dumnezeu, să avem o purtare vrednică de numele de creștin pe care îl purtăm și oamenii îl vor vedea pe Dumnezeu în noi și adesea nu este nevoie de cuvintele noastre, ci de purtarea noastră cu respect, cu îngăduință și cu grijă pentru nevoile semenilor noștri.